Când vrei tu, Ana, când vrei tu, când vrei vii, când vrei pleci. Nu. Ne cerem scuze că nu te-am pus lângă Claudiu, dar erau prea mari, astea aici, să mișcăm scaunele, să... Deci, rapidiști, nu trebuie să te aranjezi, că nu ne văd. Stai relaxată. Abia ne văd un milion de oameni, să știi, adică să vezi ce-ți crește Instagram. Nici o presiune. E ca la meci. Sunt doar 12.000 pe Giulești. Ori te înjură toți, ori te aplaudă toți. Fără presiune. Aici, da, fără presiune, n-avem variantă de mijloc. Ok, am înțeles. Da, dacă nu știu un răspuns, îmi faci coică și zic în locul tău. Uite, eu mă dau mai în spate. Că ai venit și la sărumâna și îți mulțumesc frumos că ai acceptat. Știu că sunt emoțiile mari. E prima experiență de acest gen. Păi da, dar o să vezi când o să mergi în străinătate cu Claudiu la prezentare. Da. La asta ai văzut că se poartă acum. Iubitele învață să țină pe picior la prezentare. Deci trebuie, ușor, ușor, Claudiu, trebuie să înveți. Trebuie să învăț, da. Mâine, poi mâine te vinde Rapidul și... Ce să facă duble. Și nu știe să facă duble la prezentare și atunci o să zică, ia, uite, bă, prietena lui Petrila nu știe să țină pe picior. Te întreb pe tine acum, pentru că e important și lumea nu știe. Și nu te întreb lucruri de-astea ieșite din comun, dar ai un iubit de 2 ani de zile, tânăr, da. Celebru, da? Da. Cu un program bine stabilit, cu Instagram probabil. Da, multe bineînțeles. Multe doritoare. Mai sunt, da. Fane. E greu pentru o tânără să fie, că toată lumea știe ce spune de fotbalism. Păi lasă, domne, ce fac ăștia, aleargă după minge, au bani, au fete frumoase, au ce mare greutate. Iar pe partea cealaltă zice, nu cred că te-a întrebat niciodată cineva dacă ești studentă, dacă citești, nu știu ce, dacă îți plac operele de artă, iubita lui Petrila, da. Nu? Da. E greu pentru tine să gestionezi lucrurile astea? Și în relația cu el și în general. Cred că e și invidiată de anturaj, zice, uite, bă, asta e gagica lui Petrila. Da, nu știu asta. Nu este neapărat greu, fiindcă este iubire la mijloc. Și când este iubire, totul vine natural. Da, te deranjează din iubire prea multă că îi scriu fanele pe Instagram? Nu, pentru că am încredere în el. Da. Chiar am. Dar nu e greu de gestionat? La o vârstă, cum zice el, zice, mamă, am 24 de ani și un parcă de 42 care, știi? Nu ești o provocare pentru tine? O provocare este, pentru că în anumite zile, da, este plecat când aș avea nevoie de el, dar fiindcă nu poate, trebuie să învăț să le gestionez singură. Dar în rest, nu, mi se pare greu. Suferi alături de el la meciuri, la acum cu accidentarea, plângi. Da, da. Trăiesc. Te afectează la maxim. Da? Da. Orice are legătură cu el, da. Da, eu, bucurile lui, și bucurile și normal. Necazurile sunt și reciproc. Le împărțim împreună. Da. Și la bine și la rău. Da, frumos. Uite, vezi cum te-a scos la pressing imediat. Zice, ieșim din pressing. Pentru mine e nu știu, un pic atipic, cred că e cuvântul potrivit, pentru că vine un jucător în București. Și așa cum ți-am spus mai devreme, face lucrurile cum trebuie să facă. Și cum e, din punctul meu de vedere, eu sunt, spre deosebire de tine, eu chiar sunt bătrân, cum din punctul meu de vedere trebuie să făcute. Pentru că eu cred că în momentul când te lași, dacă te lași cu câteva milioane, da, după o viață de sacrificii și pentru ea, că uite, spune și Ana, e greu că poate am nevoie de el și este plecat. Sacrificiile sunt de ambele părți. Dragostea e mare, cu cât ești mai tânăr, e mai iubirea mai intensă și așa mai departe. Crezi că merită sacrificiile astea pe care le faceți amândoi și susținerea care ți-o arată ea și ți-o oferă pentru a fi liniștit pe teren, la antrenamente, la meciuri, a da randament și a rezolva viața pentru amândoi? Sau... e bună și varianta aia de mijloc în ce lasă-mă, că merge și așa, azi sunt cu Ana, mâine poate nu mai sunt cu Ana, lasă-mă că eu oricum sunt celebru, sunt fotbalist, îmi scriu 100 de fete pe Instagram, găsesc eu una. Și dacă e să plec în străinătate, plec eu oricum. N-am gândit niciodată așa. Tot timpul când a apărut ceva, am vorbit și cu ea să luăm așa o decizie împreună, să văd dacă e bine și pentru ea,
nu voiam să fac ceva care, nu știu, să nu-i facă ei bine sau... Mm. Și cred că sacrificiul într-un final merită, pentru că, cum a spus și ea, ne iubim și vrem să avem un viitor împreună. Voi, practic, gândiți ca o familie. Chiar dacă tu ai față, venerabil, da, la vârstă de 24 de ani și nu mai ești la prima tinerețe. Da, am crescut și eu, nu mai ești tânăr. Și m-am schimbat un pic și la mentalitate și la gânduri. Vreau să fiu liniștit, să-mi văd de fotbal și de familie. Îți oferă Ana toată liniștea și sprijinul de care ai tu nevoie ca să dai randament. Încă concluzie. Din prima zi când ne-am cunoscut, da, am simțit asta că da, așa o stare de liniște. Și nu erai într-o perioadă bună, nu? Într-o perioadă sportiv bună. Vorbesc. Sportiv, da. Da. Eram într-o perioadă foarte bună, dar a fost lângă mine mereu și asta a fost foarte important pentru mine. Dragoste la prima vedere? Eu așa zic. E bine că... Te-a speriat un pic gândul de a veni la București? Am înțeles că v-ați consultat. Da, bineînțeles. Și n-ai avut nicio strângere de inimă, zic, bă, plec, nu cunosc pe nimeni, suntem tineri, bă, mergem acolo, ce facem? Suntem un cuplu de tineri care o luăm de la zero într-un oraș mai agitat decât Clujul, mai greu de gestionat, cu oameni mai răi, poate, cu... Totul schimbat. Da, a avut un pic în prima zi când am venit, pentru că nu cunoștea pe nimeni și genul care îi place să mai iasă la o cafea cu o prietenă, da, sau așa. Tu pleci în cantonament, poate. Eu plec în cantonament, ea rămâne singură, da, nu avea cu cine să vorbească sau să stea la o cafea sau ceva. Și dar încercam să zic că cu timpul îți faci, nu-i problemă. Că aici ai sprijinit-o, da, tu pe ea. Aici am sprijinit-o, da. Da. Am încercat să o fac să treacă peste... sperietura asta că ne mutăm, da, în alt oraș și că o să fie bine, o să-și facă alte prietene sau poate din Cluj o să vină la ea sau așa, da, familia, da, și o să fie tot ok. Deci în acest asta am încercat să-i explic eu că o să fie bine, în alte cazuri îmi spunea mie că o să fie bine. Că, da. Deci e ok, e o balanță. Un șoc, primul contact cu Bucureștiul, pentru că eu am prieteni, uite, pe la Deva, de exemplu, pe la Turda, pe la Cluj, și în momentul când vin în București, nu să mute aici, pentru 2-3 zile, toți îmi spun, bă, cum poți, mă, să trăiești aici, nebunia asta, bă, e agitație, toată lumea se grăbește, toată lumea înjură, toată lumea nu-i convine de ce face restul lumii. Pentru tine a fost un șoc ăsta, contactul cu Bucureștiul? Nu neapărat, mi-a plăcut Bucureștiul, îmi place în continuare. Sunt multe locuri de ieșit, la mese, deci îmi place, orașul mult mai mare. Deci, nu te plictisești. Da, nu ai timp să te plictisești. Da. Când e Claudiu plecat, de exemplu, au fost plecați în cantonament acum. E greu pentru o tânără din alt oraș, nu, să stai 10 zile singură? Este, da. Dar ușor mi-am mai făcut prietene și e mai bine. Avem și un cățel. Avem și cățel, da. Și mi-ocupă destul de mult timp. Și ok. Uite, e bine când știi că vii acasă, știi că ești așteptat acolo, și e cineva acolo. Și nu e doar cățelul. Exact. Știi? Da. Bă, mă duc acasă, adică parcă... Și pentru ea poate trece timpul mai repede de așteptare, că bă, vine Claudiu de la antrenament. Da. Și atunci lucrurile să leagă cumva. Da, exact. Vă vedeți la finalul carierei tale să vă stabiliți în București sau pe unde te duce cariera, poate apărea ceva? Adică până în momentul de față te vezi mai întorcându-te la un moment dat, nu știu, spre locurile unde ai jucat sau să rămâi spre București? În momentul de față nu ne-am... Că ai, totuși ai 24 de ani, ai trebuit să începi să te gândești. Un an, doi și... și pleci de la Rapid. Încă nu ne-am gândit la asta, mai avem mult timp să o facem. Vom găsi cumva o cale de mijloc să ne placă la amândoi unde stăm, să fie ok pentru toată lumea. Undeva mai aproape și de familie, probabil, să ne fie mai ușor să ne vizităm. Dar încă mai avem timp să ne gândim la asta, nu ne grăbim. Contează... Pentru tine poate mai puțin că tu erai obișnuit cu deplasările, să iei viața în piept, da, de unul singur. Dar pentru tine, Ana, a contat atât de mult și
practic ruptura de familie, că vii la câteva sute de kilometri, te trezești singură, cum spui tu, n-ai prietene, trebuie să stai doar pe telefon și să te mai plimbi cu cățelul prin parc sau când nu e, când nu e Claudiu. E, ți-a fost greu și să iei decizia asta de a te rupe, practic, de viața ta de, de până atunci? Nu neapărat, pentru că eu am plecat de acasă în urmă cu 6 ani. Nu sunt din Cluj și m-am stabilit în Cluj cu facultatea, cu munca și de aia a fost un pic mai ușor să vin la București. Erai cât de cât ruptă de familie, mergând să studiez la Cluj. Da. Un salon, un ăsta de solar, de unghi, de, există planuri de un business, de ceva? Da, mai ales că eu lucrez în domeniul beauty. Pe viitor, da, mi-ar plăcea, dar vedem cum o să fie și... Nică, văd că e o modă asta acum, salon de tatuaj, astea cu unghi, make-up, cu make-up, da. Da. Nu, și mie ce-mi place, mai întreb cât un, și tu fiind în domeniu, mai întreb pe câte un prieten, zic, mă, ce faci? Mă duc la hair stylist. Mă, nimeni nu mai merge la frizer. Da, da, ai sesizat? Da, da, da. Mă, exact. Nimeni nu mai merge. Eu poate sunt în... Eu mă duceam la cooperativa Igiena, îi zicea. Așa erau toate frizeriile. Da, da, da. Cea cooperativa Igiena. Mă, acum nu mai pot. Dacă zici la unul că te duci la cooperativă, cred că te și bate. Sau, bă, unde te duci? La hair stylist. Coafeza nu mai e coafeză, nu mai... frizerul nu mai e. Deci acum toți sunt engleziți. Da. Sunt, nu, nu, am dreptate, s-au nu? S-au schimbat, da. Și am văzut că trendul ăsta e familiile fotbali, soțiile. Păi acum asta merge în mare parte. Tatuaje, foarte freze, sprâncene, unghii cu gel. Machiaj. De asta, exact, botox și asta. Ce să, ce, e la, trendul, nu? La asta, da, la astea vin lumea. Vine lumea. Da, 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 da. Afaceri care produc. Da. O pasiune pentru tatuaje sau o nebunie a copilăriei? O pasiune. Da. Mi-a plăcut încă de când eram mic. Mi-am făcut pe... Astea sunt de când am fost la Șepși, am făcut la Brașov. Și încă mai vreau să-mi fac câteva, dar nu mă grăbesc. Vreau să aleg cea pentru că o să le am pe toată viața. Pe viața. Și vreau să le fac cum trebuie. Au o semnificație sau doar că ți-au plăcut? Au o semnificație. Aici stai cu familia, aici un copil pe stadion, aici cu care, credința. Copilul pe stadion care ești tu și visul tău de a ajunge pe un stadion mare, da, nu? Exact, da. Aici cu credința și aici e doar un animal. Nu prea reprezintă multe, dar așa o da bine pe toată mâna. Și mai ai ceva idei pentru viitor sau în funcție de... Au și o poveste în spate, o suferință, o simpatie, o dragoste, o nu știu, ceva. Mai am unele în cap, trebuie doar să le gândesc mai bine și să merg să le fac. Toate au o semnificație anume, nu le fac doar de dragul de a le face. Vreau să însemne ceva când le fac. Îți place asta cu tatuajele? Da. Da? Da. Ai tatuaje, Ana? Ți-ai... Am și eu, da. Da? Da. Deci e o pasiune care o împărtășiți, da, nu? Exact. Da. Nu-s dureroase astea? Sunt dureroase, dar la final merge. La final nu-ți place, la final merge. E o durere care la final îți place. Când vezi că arată bine, îți place. Nu mai e treabă după aia, te mandești că ai codorut, că așa. Bine, funcție și de zonă. În zona asta nu doare. Le-am ales bine. Unde se vede bătrânul Petrila peste 3 ani fotbalistic? E greu de zis, nu știu unde te duce viața, dar dacă nu voi mai fi la Rapid, îmi doresc un contract afară. După ce iau titlul cu Rapid, vreau să plec, în caz că va fi să plec, dacă nu, să rămân aici foarte bine. Dar nu m-am gândit la asta, vreau să, nu știu, să nu mă gândesc la asta, să trăiesc în fiecare zi, să-mi văd de fotbal în fiecare zi și unde mă va duce viața, acolo voi merge. Ai un oraș preferat să aibă și o echipă bună de fotbal? Barcelona. Știam că e echipa lui preferată. Simpatizez cu Barcelona? Da. De mic. De copil, da. Am suferit când a plecat Messi, da. Da, asta vreau să te întreb. Messi, cam aceea statură? Da, el un pic mai mic poate, dar mai tehnic. Un model așa pentru tine, copil fiind? Da, și în teren și în afară, pentru că știm cu toți, are o familie foarte frumoasă. Se cunoaște cu Antoanela de la 16 ani. De când eram mici, au trei copii. O familie frumoasă, da.
nu-l vezi să apară prin presă cu amante, cu nu știu cine. Scandaluri. E liniștit la treaba lui, își vede fotbal de familie și cred că asta, nu cred, cu siguranță îmi doresc și asta. Mm. Acum, întrepându-te tot de fotbal, când te vezi, Ana Mireasă? Când va fi momentul? Momentan nu ne grăbim. Lăsăm totul. Trăiți, să vină de la sine. Trăiți clipa, nu? Sine, da. Nu? Da. Cum trăiești un meci pe Giulești? Te duci cu o oră, două înainte? Ai emoții? Am emoții la fiecare meci, mai ales când intră el. Stau foarte stresată. Da, am încredere în el că o să fie totul bine și sunt foarte, foarte mândră de el. Ai și motive. Da. Iartă. Cum ai trăit accidentarea? La centrul terenului, cam departe de tine, aproape de tribuna a doua. N-a fost un contact, nu, dar iese cu greu de pe teren. Cât de lungi au fost momentele alea pentru tine? A fost un moment groaznic pentru mine. N-am știut cum să reacționez. Eram și speriată. E prima oară când se întâmplă. Da, prima oară de acest gen. Și pentru tine, e prima accidentare musculară care te ține atâta pe margine. Pentru amândoi era ceva nou. A fost un șoc. Da, ca pentru amândoi. Cuplu, ca și cuplu, un șoc. Da. Tu fotbalistic și ea trăind acolo și neștiind ce s-a întâmplat cu tine, ce ai. Și ce trebuie să facă. Sau da, da, da. Ai plâns, Ana? Da. Încercam să nu mă vadă el, să nu se supere, dar... Mă abțineam. Eu cred că cel mai mare și de ce îmi permit să spun și să cataloghez lucrurile astea, cred că ca soție, iubită, părinte, apropiat de jucător și faptul că îl vezi lucrând, fiind independent zi de zi, da, muncind, alergând, și spun pentru că acum 3 săptămâni copilul meu face și el fotbal, s-a operat la genunchi. Și cred că pentru o astfel de persoană care e în apropierea unui sportiv, cel mai mare șoc e momentul când îți vezi apropiatul, iubitul, copilul sau îl vezi că nu se poate mișca singur, că are nevoie de ajutor. Să-l urci din pat sau să-l dai jos sau să coboare scările. Da. Cât de dureros a fost pentru tine? Cât de impact? Cât de dur a fost imaginea? Că el a spus mai devreme că era cu cârjele, că l-ai ajutat foarte mult. Te simți neputincios, că nu știi ce să faci, mai ales eu fiind femeie, mi-a fost destul de greu să-l ajut, fiind mai masiv față de mine și mai greu, clar. Dar ne-am descurcat cum am putut. Psihic a fost un pic mai greu, dar mă bucur că am trecut peste. Va întări relația și dacă eu, era nevoie, dar da, va sudat mai mult ca și cuplu? Da, am văzut că e lângă mine și la greu. Uh-huh. Era lângă mine cu mâncare, cu aia, că face mai, că te duc aia, îți cumpăra. Moral, în primul rând. Și moral, în primul rând. Cred că e o încercare morală și pentru cel sau cea care este lângă sportivul respectiv. Da. Pentru că trebuie să te gândești de 3 ori înainte, bă, îl deranjează, nu deranjează, fac aia, îl doare, nu-l doare, cum reacționează. Nu? Am așa dreptate? Este, da. Și cred că trecând împreună prin lucrurile astea, asta nu pot decât cimenta ajute, o relație sau ați da alte perspective pentru viitor. Și de ce te întreb, uite, referitor la gluma care am făcut-o cu Ana și chiar vă doresc să se întâmple când va fi cazul, cum spuneți voi, tot așa am un prieten sportiv care tot îmi spunea, bă, parcă nu e ce trebuie, bă, nu știu, nu mă mai simt confortabil, bă, nu știu, a trecut iubirea aia, erau de vreo 5 ani împreună și s-accidentează el cu gândul, înainte de accidentare, dar spune stop. Da. S-accidentează fata respectivă, e lângă el 7-8 luni de zile până reîncepe să joace și îmi spune, începuse să-mi spună din timpul procesului de recuperare, știi, bă, parcă s-au schimbat lucrurile, și la un moment dat îmi zice, bă, m-am hotărât și zic, gata, zic, ai stat și acasă, zic, ți-a ajuns, mă însor. Bă, zic, ești nebun? Păi ziceai că nu, zice, nu, zice, bă, am trecut prin perioada asta, fata asta e ce trebuie, bă, mă însor. Și în 2 luni de zile s-a însurat. A organizat tot
tot, m-a căutat, știi că e o întreagă nebunie. Da. Când vă hotărâți să planificați pentru următorul an, știi? E o întreagă nebunie cu sala, cu fotograf, cu muzică, cu... deci nu găsești. Da. Toată lumea e foarte amărât în România, n-ai loc în avioane, da. Sunt nuni și botezuri până în 2027, deci e greu, e cafenelele pline, restaurantele la fel, e criză. Da. Și a plătit la sala unde, la salonul unde a găsit, le-a dat avansul înapoi celor care aveau data respectivă, le-a mai dat 5.000 de euro celor care avea așa, da. cadou ca să-i cedeze, să-i cedeze. Și zic, bă, tu care ziceai că nu e ce trebuie și că vrei, zic, cum te-ai? Și a zis, că de-aia zic că întâmplarea asta fotbalistic pentru tine a fost o încercare și dificilă, dar ca și cuplu, 100% v-a ajutat foarte mult. La momentele grele îți dai seama cine e lângă tine și cine îți vrea binele. Când ți-e bine, toată lumea e în jurul tău. Dar când ți-e greu, atunci apar adevăratele persoane care îți vor binele. Ți-a sunat telefonul la fel de des cât ai fost accidentat ca înainte, când dai pase de gol, goluri la Rapid? Nu, cred că doar familia și încă 2-3 prieteni poate. Ți-ai dat seama în momentele astea și de prietenile adevărate și de cei care te sunau pentru o invitație, pentru mamă, ești cel mai șmecher, cel mai bun? Cele pe care le consideram așa apropiate m-au sunat și s-au interesat, dar de la ceilalți nu aveam așteptări, doar de la cei apropiați și ei chiar s-au interesat de mine. Adică nu te-ai lansat și în echilibru care dai dovadă, nu te-ai lansat în... prietenii de-astea care simțeai că nu-s ce trebuie, sau din necunoștință, din plictiseală în cazul tău, da, bă, la ce și pe ăsta de prieten, sunt în București, hai mă, că oricum n-am cu cine să ies. Ies cu asta, că bem o cafea și zice că mi-e prietenă. La mine n-a fost cazul. Nu am foarte mulți prieteni, dar și cei pe care am sunt lângă mine și îmi vor binele și mi-ajunge. E suficient. Puțin, mai bine, da. Puțin și aleși. Puțin, dar buni. Verificați. Exact. Verificați. Da. Cât de departe te vezi tu una înțelege și a cunoaște fotbalul, Ana, trăind lângă un fotbalist de performanță? Știi, cu offside-ul, cu VAR-ul, cu astea? A încercat să-mi explice, dar nu prea sunt în lumea asta eu. Dar încearcă, el încearcă la fiecare meci să-mi explice când ne uităm acasă. Dar emoțiile le ai ca și cum ai înțelege mai bine decât un fotbalist ce se întâmplă acolo, exact, nu? Exact, da. E partea asta, emoția asta sau tristețea că pierde un meci, n-ai cum, e emoție, dar se transformă în supărare. E parte din farmecul ăsta de a fi perechea unui fotbalist? Trăirile astea, adrenalina, emoția, ceva ăla care lipsește în alte relații în momentul când ești cu un sportiv de performanță? Poate că da. Indiferent de situație, trebuie susținere. Deci îl susțin indiferent și dacă câștigă și dacă pierde. Și trăiești la fel de intens. Da, clar.